Domnilor și domnilor, bună ziua! Vă salutăm la conferința de presă organizată de Partidul Liberal-Democrat din Moldova. Problema pe care vrem să o punem în discuție astăzi este situația autorităților locale din Republica Moldova și presiunea asupra primarilor întreprinsă de Partidul Democrat. În conferința de presă de astăzi vor mai participa domnul Viorel Cibotaru, președintele Partidului Liberal-Democrat din Moldova, și primarul orașului Cimișlia, domnul Gheorghe Răilean. O să ofer cuvânt mai întâi domnului Cibotaru pentru a vă prezenta mai întâi situația pe această problemă, după care vom discuta în detalii. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, astăzi am hotărât să ieșim în fața opiniei publice pentru a continua de a ne exprima îngrijorarea noastră cu privire la starea administrației publice locale în Republica Moldova. În acest context, aș fi vrut să reamintesc că acum o lună, în ianuarie mai exact, Partidul Liberal Democrat a ieșit cu un apel către partidele politice, către instituțiile internaționale, către societatea civilă din Republica Moldova, pentru salvarea administrației publice locale ca ultim bastion al democrației. Astăzi, într-un fel, aș fi vrut să-mi exprim satisfacția privind susținerea și solidaritatea pe care au demonstrat-o și alte partide politice din Republica Moldova cu orientare pro-europeană. Vreau să spun că acest mesaj am avut ocazia tot în ianuarie să-l aduc la Bruxelles, inclusiv și partenerilor noștri din cadrul Partidului Popular European, inclusiv și membrilor Parlamentului European, de a susține apelul nostru către Parlamentul European și Consiliul Europei de a monitoriza situația de Republica Moldova și de a trimite misiuni de monitorizare de urgență pentru a opri acest calvar și distrugerea administrației publice locale din Republica Moldova de către Partidul de Guvernare. Și cred că misiunea Parlamentului European, care urmează în zile următoare să sosească în Republica Moldova, va avea posibilitatea să se documenteze, inclusiv și în cadrul acestei conferințe dorim să aducem noi fapte și să reafirmăm îngrijorarea noastră vis-a-vis de această situație care, iată, vedem că nu este remediată de către autoritățile din Republica Moldova. Eu cred că există și un context în care suntem preocupați, inclusiv și concetățenii noștri din acele localități în care se vor desfășura alegerile locale anticipate, mă refer aici la municipiul Chișinău, Bălți și câteva localități din diferite regiuni ale Republicii Moldova, care intră în acest proces de descompunere a administrației publice locale, de subjugare a autorităților publice locale alese în 2015 pe listele unor partide, Partidului Democrat, și eu cred că în acest context vreau ca cazurile la care noi ne vom referi să devină, deci, puncte de referire și puncte de sprijin în apelul pe care îl facem. Mulțumesc, domnul Cibotaru. Domnul Răilean, dumneavoastră, ca și membru al CALM-ului, cred că puteți să ne oferiți mai multe detalii despre situația autorităților locale și, în mod special, a primarilor. Vă rog. În primul rând, aș vrea să menționez un lucru cunoscut deja. La 1 februarie, de ziua autonomiei locale, domnul prim-ministru Pavel Filip a pronunțat o cifră de 600 de primari care sunt primarii PD-ului, Partidului de Guvernământ. Practic s-a dublat, mai mult decât s-a dublat cifra primarilor care au fost sau au fost învingători în scrutinul electoral pe lista partidului. Mai exact 280 de primari. Da, ce înseamnă acest lucru? Aceasta înseamnă că prin diferite metode, până acum nu se recunoștea, dar acum s-a spus foarte clar, mulți primari au fost impuși, forțați, ademeniți să treacă de la un partid la altul. N-au trecut numai de la Partidul Liberal Democrat, au trecut de la, și de la PL. Acum eu cunosc cazuri când trec și de la partidul nostru, Partidul Socialiștilor, poate socialiștilor mai puțin.
Sunt metodele care cred că au fost practicate și de guvernele precedente, dar într-o măsură mai mică. Acum devine mai dură această politică prin intimidare, prin dosare penale și, a doilea, prin ademenire cu bani. Nu ce să are în vedere, nu numai decât să fie corupt, anume primarul, să-i se dea lui personal bani, dar pentru localitate. Iată, ca pildă, avem chiar recent, a fost publicat hotărâri de guvern privind repartizarea banilor pentru drumuri, un program ambițios, drumuri bune pentru țară, unde se vorbea că va fi câte 1 milion pentru fiecare localitate. Până la urmă, iarăși, unii localități au primit 4 milioane, 3 jumătate, 2 jumătate, altele 1 milion și altcineva nimic n-a primit. Sunt localități care n-au primit nimic. Eu cunosc, am studiat această hotărâre de guvern, se vede foarte bine că continuă să fie politizate finanțele publice și chiar cunosc primari care acum sunt în proces de trecere la partidul de guvernământ și deja au fixat alte sume. Nu m-aș mirat dacă peste o perioadă de timp, la fel cum a fost anunțat acum, fără consultări, fără studii, s-a anunțat că nu va mai fi în armată. Nu vom avea, recruți în armată. Tot așa putem să ne așteptăm că într-o bună zi va fi spus că vor fi numiți primari. De fapt, are loc o prejudiciere a dreptului suveran a cetățenilor să-și aleagă aleșii locali care se reprezintă, pentru că principala funcție este reprezentativă și oamenii își aleg reprezentanții săi după anumite criterii, chiar și după opțiune politică. Și în cazul acesta, dreptul lor suveran este încălcat, este prejudiciat. Practic, se întâmplă să promovează un viciu care afectează în întregime societatea. Societatea devine amorală, oamenii asupra cărora sunt niște speranțe, care alegătorii aleg, se ceartă, merge o luptă acolo, un proces în localități, un proces poate chiar și de epurare, de transformări benefice, dar până la urmă, ceea ce învinge pozitiv, până la urmă este deturnat prin niște procedee amorale care descurajează întreaga societate și deturnează mersul nostru spre idealurile europene, care sunt atât de mult expuse ca ar fi idealurile sau direcția de dezvoltare sau încotro ne duce Partidul Democrat. Iată, acestea sunt, eu cunosc foarte multe cazuri de intimidări, chiar am solicitat și am materiale din dosarul penal a primarului de la Sarabiasca, a președintelui raionului Dubăsari, care nu sunt de la partidul nostru, și se vede foarte bine că nici nu se deranjează foarte mult să fie juridic corect. Adică nu prea își pun scopul să fie totul corect, argumentat. Chiar și faptele cele care ar fi putut ei să le folosească nu sunt expuse. Se vede că este comandă politică și este evident că este o comandă politică pe care nici nu deranjează foarte mult finalul acestor procese, dar interesează anume intimidarea. Și nu numai intimidarea unei persoane anume, dar intimidarea masa primarului. Iată acum avem, cred că în vizor, opinia publică, cazul Nicoletei Malai, o primăriță în primul mandat. Da? Și sunt foarte multe cazuri. Personal, nu știu, poate nu trebuia să spun, am și eu acum 2 dosare, sunt în judecată. Da, sunt permanent. Am adrenalină, nu mi-i somn la lucru, mai glumim. Sunt dosare care am impresia că nici nu prea tare se contează numai decât să te bage. Merge, da, undeva poate se contează chiar să fie exclus cineva din viața politică, fabricându-i o acuzație. Este o situație destul de gravă și cred că fiecare zi, fiecare moment, societatea trebuie să se îngrijească de sănătatea morală a conducerea autorităților centrale, a partidelor politice, care în viziunea mea ne duc înspre, iarăși ne readuc înspre un partid care se conduc societatea, cum a fost pe timpul Uniunii Sovietice. Vă mulțumesc. Eu în continuare o să încerc să vă dau
exemplele de care, la care se referea domnul Răileanu sunt extrem de interesante. Veți vedea că structura acestor conflicte sau esența acestor conflicte sunt total diferite. De la alegeri până la proiecte de infrastructură, religie și așa mai departe. Deci, de curând am primit o cerere de părăsirea Partidului Liberal Democrat din partea doamnei Elena Moșneguță, primară satului Hanska din raionul Ialoveni. Mi s-a făcut și o postare pe Facebook, probabil că ați observat-o cineva dintre dumneavoastră. Deci, care e motivul acestei demisii? Lucrurile sunt foarte simple. Domnul Răileanu a spus deja, Partidul Democrat a anunțat acest megaproiect de 1200 km de drumuri. Iar doamna primar, fiind din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, a fost pusă în fața faptului că dacă își dorește un drum în sat, va trebui să părăsească Partidul Liberal Democrat din Moldova. Și atunci ce nu face un primar pentru a contribui cumva la dezvoltarea satului dumneai? Ca și bonus la această decizie a dumneai, a primit și o ofertă de a construi în sat de către Fundația Edelweiss sau unui teren de joacă pentru copii. Și acesta este motivul pentru care doamna Moșneguță părăsește Partidul Liberal Democrat din Moldova. O situație similară este în satul Șerpeni, Aninindu-le unde primarul este și el în proces de a părăsi Partidul Liberal Democrat, exact din aceleași motive. Acum, haideți să ne oprim asupra satului Dereneu din Călăraș, un conflict pe care îl cunoașteți. Și primar în această localitate este doamna Elena Oserele, membra Partidului Liberal Democrat din Moldova, care iarăși se confruntă cu probleme serioase și o presiune enormă din partea Partidului Democrat. Trecem peste faptul că i s-a făcut oferta de a adera la Partidul Democrat din Moldova. Dar problema este că această comunitate este pur și simplu terorizată de organele de poliție, care înlănțuiesc și blochează accesul oamenilor la biserica din localitate. Chiar ieri dumneai, împreună cu preotul din localitate, ne-a vizitat, ne-a adus un dosar foarte voluminos în care există cererile scrise de mână de majoritatea locuitorilor din satul de Reneu, prin care își doresc ca biserica din localitate și parohul bisericii să rămână același și să facă parte din Mitropolia Basarabiei. Și probabil că ați văzut și imaginile pe internet cum întreg satul după adunarea generală se îndreaptă spre biserica din localitate, iar detașamente ale poliției blochează accesul oamenilor în biserică. Mi se pare un lucru absolut extraordinar, pentru că poliția nu are asemenea atribuții. Este o problemă strict religioasă. Vă amintiți că până nu de mult se vorbea că principalii oameni în sat sunt primarul, preotul și directorul școlii, iar că noi am avut o situație, sau avem o situație în Dereneu, când preotul și primarul încearcă să facă voia comunității, dar este blocată de organele de poliție. Nu prea înțelegem ce făceau acolo și mascații într-un număr extraordinar de mare. Doar că lucrurile de-o gradat într-atât de mult încât primărița împreună cu preotul trebuie să facă turul Chișinăului, să alerge prin toate ministerele și departamentele din oraș pentru a prezenta, inclusiv la securitate, dacă e nevoie de așa ceva, aceste dosare prin care oamenii din sat își doresc să poată să țină slujbe și să meargă să se roage la Dumnezeu în biserica lor din localitate. Deșilor nu le-a rămas decât să aștepte să se încălzească afară pentru a face slujbe în aer liber. Un lucru care este de-a dreptul strigător la cer. Și acum, cazul cel mai interesant a doamnei Nicoleta Malaiu. Nu este membru a Partidului Liberal Democrat din Moldova. Acest caz a ajuns în atenția noastră prin avocații dumneiei. Nu suntem interesați de mersul procesului, nu știm care este motivația pentru care dânsa a fost arestată, nici nu este principial în această situație. Strict, problema pe care vrem să o punem în discuție este una umană. Această femeie a fost arestată într-un mod incalificabil, pentru că în procedura juridică nu știu dacă poate să aibă loc o asemenea situație.
Deci dânsa a fost obligată să se prezinte în instanța de judecată la ora 11 într-o zi X pentru a se discuta despre prelungirea sau anularea termenului de arest la domiciliu. Și în același timp dânsa avea o cerere din partea procurorului de a se prezenta la aceeași oră, o citație din partea procurorului de a se prezenta în biroul dânsului pentru a-i prezenta anumite documente. Doamna Malai, din două ore, a ales-o pe cea mai puțin rea. Deci a mers în instanța de judecată pentru a face dovada faptului că nu se eschivează. Bun, judecătorul a luat decizia că dânsa nu trebuia să se prezinte în instanța de judecată, trebuia să meargă în biroul procurorului și pentru asta a fost plasată în arest la CNA. Nu știm dacă aceasta este o procedură corectă, iarăși mai puțin contează. Problema este în modul în care oamenii sunt plasați în arest la domiciliu. În arest preventiv. Am fost acuzați, în special de purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, domnul Gămurar, că am fi mințit pe acest caz. Vreau să o prezentăm acum, scrisoarea adresată Calmului, domnului Badan și domnului... Doamnei Tatiana Badan și domnul Viorel Furdui. Iată această scrisoare. Și veți observa că există aici semnătura Nicoletei Malai, prin care dânsa spune, și o să vă citesc din această scrisoare, vă reamintesc că o puteți găsi în arhiva Calmului, spune în felul următor. În ziua de vineri, 17 noiembrie 2017, am fost invitată la sediul Partidului Democrat din Moldova, unde mi s-a comunicat în mod deschis, precum că urmează să părăsesc Partidul Liberal și să ader la Partidul de Guvernământ, astfel mă voi elege cu anumite cauze penale. Am refuzat acest lucru, iar în ziua de luni, 20 noiembrie 2017, am fost reținută deja la orele 7. Mesajul de aderare a Partidului de Guvernământ vine în contextul în care subsemnat are susținerea deplină a cetățenilor din regiune. Pe acest cont, se admite deținerea în arest abuziv a subsemnatei doar pentru a nu-i permite lansarea în campanie electorale pentru alegeri parlamentare. Deci, vedeți că este o acțiune cu bătaie lungă. Probabil că această doamnă Malai, pe care eu personal nu cunosc, v-am zis și mai repet încă o dată, nu este membru a Partidului Liberal Democrat din Moldova. Probabil că această doamnă, o fi având o anumită reputație în teritoriu, probabil că este interesantă din punct de vedere electoral pentru Partidul de Guvernământ și să folosesc aceste metode pentru a o învinge să treacă la Partidul Democrat. Iarăși, și dacă vreți mai repet încă o dată, nu ne interesează dacă doamna are sau nu probleme cu legislația. Presa poate, și apropo, este chiar un lucru interesant să mergeți acolo, să filmați în localitate, să vedeți dacă dânsa are sau nu probleme cu localitatea, ce cred locuitorii despre această primăriță. Din câte noi am auzit, ar fi dezvoltat mai multe proiecte de infrastructură în sat. Dacă este adevărat sau nu, vă rog să confirmați și să ne spuneți. Problema nu este că nu prima dată Partidul Democrat încearcă să delegitimeze mesajele pe care noi le oferim. Am o cerere prealabilă din partea domnului Adrian Cantu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, prin care dânsul mă acționează personal în judecată pentru un mesaj pe Facebook despre care relatam, prin care relatam despre o adunare a activului partidului din Raionul Hâncești, la care primarul din Sărata Galbenă a cerut acestei adunări și în mod special, probabil, președintelui Candu și ministrul economiei Gaburici, care participa, nu se știe în ce calitate la această adunare, să se ia măsuri concrete cu Jurnal TV. Reacția sălii a fost descurajatoare pentru Partidul Democrat sau, știu eu, pentru adunarea respectivă și domnul Candu îmi cere și îmi oferă și textul pe care eu trebuie să-l public sub formă de dezmințire. Nu asta este problema. Problema este că domnul Candu știe foarte bine și noi avem imprimarea, și repet, avem imprimarea unui oficial important din Partidul Democrat din Raionul Hâncești prin care confirmă acest lucru și această imprimare o are și Jurnal TV, nu doar noi. Și în același timp, domnul Candu ne acționează în judecată știind că acest proces se poate sfârși doar într-un singur mod.
dânsului să îi se facă dreptate. Este un mod ostentativ de a aborda justiția în Republica Moldova. Știu că nu mai pot să pierd niciun proces în instanțele din Republica Moldova și din acest motiv reacționează în acest fel. Și mai este o problemă extrem de importantă. După cum a spus și domnul Răilean, un număr extrem de mare de primari din Republica Moldova au fost forțați prin diferite metode, inclusiv de ordin penal, să adere la Partidul Democrat. Acești primari nu au reușit să devină un tot întreg în acest mecanism al Partidului de Guvernământ. Și în momentul în care există o dovadă publică că acești oameni reacționează și gândesc altfel în Partidul Democrat, este un element periculos pentru acest partid. Și unul din motivele pentru care dânsul, Adrian Cadu, încearcă să obțină această dezmințire de la noi, este anume pentru a dovedi că în Partidul Democrat nu există opoziție. Să admitem, nu este problema noastră. Problema noastră este că Republica Moldova a ajuns o statică a acestui partid care încurcă democrația cu autoritarism. Mai avem o situație extrem de complicată sub aspectul alegerilor. Știți că există deja o dată de 20 mai pentru alegerile locale. În satul Leușeni, din raionul Hâncești, primarul Octavian Buța a fost presat de Partidul Democrat să-și depună mandatul și în această localitate se organizează iarăși alegeri. Am avut o situație similară în Lăpușna, raionul Hâncești, în alegerile precedente din toamnă, prin care primarul din localitate a fost forțat de asemenea să-și dea demisia și cu atât mai mult nu i s-a permis să participe în alegerile locale. Și niciun reprezentant al PRDM-ului nu a avut dreptul să participe în aceste alegeri. O situație similară se întâmplă și la Leușeni acum. Dacă aveți întrebări, vă rugăm. Eu știu dacă îmi permiți să aș putea să mai spun ceva. Cineva spune că este o chestie de sistem, că se trage de la Uniunea Sovietică. Într-adevăr, tot timpul s-au folosit niște metode ilegale pentru presiune asupra autorităților alese, deputaților, primarilor, dar acum toate instituțiile de drept sunt în mâinile unui partid. Este lucru cunoscut de toată lumea, așa că, da, poate și Partidul Liberal Democrat a făcut gafe, erori, a fost o practică să trecea de la un partid la altul. Dar acum este o practică generalizată și vreau să spun că nici nu se urmăresc primarii dacă au chestii penale, orice greșeală. Și toate instituțiile care efectuează controlul activității au dreptul, nu au dreptul, încă poate cu timpul să apelăm și la Curtea Constituțională în privința unor instituții. Toți caută greșeli, erori. Erori nu pot să nu fie. În orice lucru, dacă faci ceva, numai decât admiți niște erori, personalul nu este suficient de calificat, nu toți sunt experți, salariile sunt foarte mici. Așa că avem o situație când întotdeauna pot fi găsite careva. Și iată, aceste mici erori se transformă în dosare penale. Dacă ar fi o societate sănătoasă, ar trebui să fie un filtru prin care să treacă. Iată, sunt petiții, este ceea ce s-au filtrat, uite, asta merită să fie dus mai departe ca dosar penal. Restul, practic, este o teroare. Și inclusiv și primarii din Partidul Democrat au disuferit. Noi cunoaștem multe cazuri când și ei au dosare penale. Ideea este aceeași, de a-i ține presiune tot timpul, ca nu cumva să pornească alte gânduri, alte idei în partid, sau să formeze fracțiuni, posibil chiar și acest lucru. Iată, aceasta este situația care o avem. Dacă îmi permiteți, aș mai adăuga la cazul Mălai. Știu că dânsa are acasă un copil de 9 ani, o fetiță, care are o problemă chirurgicală și din motiv că mama dânsă nu este alături, nu poate merge la medic. Deci probabil că ar trebui să gândească procurorii, judecătorii și la latura aceasta strict umană, pentru că un copil la 9 ani nu poate sta singur acasă. Soțul dânsei, dintr-o a doua căsătorie, este la muncă în Italia. Deci este o problemă care a afectat, vedeți, nu doar familiile simple, dar și a primarilor, pentru că și familiile acestora sunt rupte.
de această problemă comună pe care avem, migrația și sărăcie. Nu știu dacă îmi mai permiteți. Da, vă rog frumos. Cazul Malai și alte cazuri, dacă ar fi elucidate public, poate chiar și judecate public, sunt mai multe cazuri care nu sunt aduse, nici nu sunt aduse în instanță de judecat special, ca să nu se vadă ce a fost acolo. O să arate niște procese care au loc în societate, în practica ministerilor, în tot ce se numește autoritățile publice centrale și partidul de guvernament. O să arate niște vicii care îi pun pe primar în situații că el nu poate rezolva nimic dacă nu ori tacit, acceptă niște condiții impuse de situație, dacă vrea să facă ceva. Și, ca regulă, cei mai energici primari, care au cea mai mult, mai multe rezultate și poate mai puțină experiență, admit careva compromisuri, eu știu, dar asta nu este crimă. Crima trebuie să fie căutată la nivelul central. Eu cunosc și poate vom vorbi vreodată despre practica Ministerului Dezvoltării Regionale de a face achizițiile publice. Practica Ministerului Mediului cu fondul ecologic, cum să trebuiau acești bani. Sunt niște scheme care eu cred că sunt în toate ministerele, niște scheme care ei le cunosc foarte bine și poate câteodată chiar le folosesc ca capcană pentru a-i prinde pe un primar nu prea comod. Doamna Nicoleta Malai, dacă nu greșesc, are titlul de cel mai bun primar al anului 2016. Da, cunoscută pentru primar ca un primar. Pe domeniul implementării proiectelor europene. Deci, această doamnă, în momentul în care a fost premiată de guvern, nu poate fi acuzată că a furat bani. Ori guvernul a greșit atunci și nu a fost suficient de pregătit, sau instituțiile sale nu au fost suficient de abile, sau există o altă problemă. De asta și am zis, este foarte important ca presa să meargă acolo, să încerce. Nu este un capăt de țară și o prea mare irosire de bani, pentru că Strășeni este aproape de Chișinău. Și ne puteți oferi tuturor un tablou real al ceea ce se întâmplă în această localitate. Da, fără să fac ceva. Aș vrea și eu să trag niște concluzii din faptele pe care astăzi le-am adus în fața atenției opiniei publice și vreau să afirm că în pofida acestor învinuiri venite din partea purtătorului de cuvânt a Partidului Democrat, cum că noi am încercat să obținem niște dividende politice din faptele pe care le aducem în atenție publică, este una perversă și extrem de periculoasă. De fapt, chiar nu urmărim niciun fel de interes politic egoist pentru partidul pe care îl reprezentăm. Este o problemă care afectează fiecare cetățean în parte și, de fapt, vreau să fac un apel. Noi nu avem prea multe resurse la dispoziția noastră, nu avem televiziuni, nu avem, eu știu, agenți de influență și unicele instrumente pe care le avem este cuvântul, este adevărul și, de fapt, vreau să fac un apel față de toți primarii, consilierii, pentru că din discuțiile personale aflăm niște fapte oribile și ele nu sunt fapte unice. Practic este o situație care afectează fiecare localitate din Republica Moldova. Să folosiți acest instrument. Deci să faceți postări pe Facebook, să faceți postări pe alte rețele de socializare. Să spuneți adevărul, pentru că mai ales având în vedere caracterul acesta antidemocratic al modului cum s-a inversat sistemul electoral din Republica Moldova, fapt confirmat recent de ultimul document a Comisiei de la Veneția, ne pune toată întreaga societate și care cetățean în parte în fața unui hău și putem să ne trezim după alegerile, și aceste alegeri anticipate și viitoare alegerile parlamentare, într-o țară absolut autoritară, cu o dictatură, într-un stat transformat într-un stat tampon dintre est și vest și, de fapt, să devenim
într-adevăr, să reconfirmăm această reputație negativă de o gaură neagră a Europei, în care dispar valorile, dispar resursele și dispar oamenii. Deci este un pericol absolut iminent pentru fiecare cetățean și facem apel inclusiv și la societatea civilă, la fiecare cetățean. Democrația nu este un dar, pentru democrație trebuie de luptat în fiecare zi, inclusiv și Republica Moldova este un exemplu în acest sens. Dacă îmi permite să mai spun ceva. Sigur. Eu sunt invitat. Ne-am întâlnit în ultimul moment. Vreau să spun că, acum, cred că toată lumea cunoaște, nu putem evita acest moment. Foarte multe primării adoptă declarații privind aderarea sau unirea cu România. Foarte multe primării sau autorități publice au fost mobilizate de alte președinții să declare anti-unionism. Eu cred că aceste procese sunt stimulate și de comportamentul amoral a autorităților centrale. Oamenii nu mai văd cum s-ar putea de face ordine în această republică. Ei simt pericolul dictaturii, simt că suntem într-o situație fără ieșire. Nu văd, oamenii nu mai văd. Și atunci sunt în căutarea altei căi de rezolvare a problemelor interne care sunt în Republica Moldova. Primul lucru, migrația masivă. Aici la Chișinău, poate chișinăuienii nu observă acest lucru, dar satele devin depopulate. Și la Chișinău problema este invers, este migrația internă, lumea din sate vine la Chișinău. Da, vine din Chișinău parte, iar pe urmă foarte mulți procură apartamente la Chișinău și pleacă mai departe, iar și psihotare la lucru. Eu cred că și procesul unionist este într-o oarecare măsură stimulat, atât trezirea conștiinței naționale, de aceste procese negative și, în primul rând, din cauza imoralității autorităților centrale și, în primul rând, a unui partid care face tot posibilul pentru a se perpetua la putere cu orice preț și prețul este amoral. Exact. Și am să vă aduc încă un exemplu. Organizația teritorială de la Leova, Partidului Democrat din Moldova, este forțată de o persoană suspusă în Partidul Democrat să treacă la Partidul Democrat, iar dacă nu, pot trece la o altă filială a lor, care este Partidul Popular European din Moldova. Deci sunt lucruri pe care Partidul Democrat le privește în contextul electoral. Deci în modul acesta se organizează alegerile în Republica Moldova. Nu, avem și pildă președintelui Raionului Cimișlie, Mihaiul Rescu, care poate nu s-a vorbit atât de mult, dar era în Partidul Popular European, era un tânăr, este un tânăr cu viziuni foarte moderne, un bun manager și ceva nu încăpea în schemele jucate și a fost impus forțat să demisioneze, diferite metode s-au aplicat. Sunt procese. Exemplu președintelui Raionului Căușeni, domnul Ciontuloi, care a câștigat în instanță faptul că a fost demis ilegal din această funcție, dar își nu poate reveni în Republica Moldova pentru că este amenințat cu dosare penale. Sunt o groază de oameni care sunt sub o presiune enormă a acestei mașinării care se numește Partidul Democrat. Din păcate, Republica Moldova acum nu mai este guvernată politic. Republica Moldova este guvernată prin forme care sunt departe de cele ale statului de drept, ale logicii, dacă vreți. Domnul Ciontuloi nu are încredere în instanțele de judecată. El a obținut câștig de cauză în Curtea de Apel, dar și eu nu cred deloc că Curtea Supremă n-ar fi politizată, că n-ar mai exista în limba rusă telefon neatpravă în Republica Moldova. Cred că e foarte interesant și cazul președintelui raionului Ialoveni, care și-a dat demisia. E drept că mi-a promis să-mi povestească care a fost motivul, n-am mai avut posibilitatea. În contextul procesului acesta de... A fost forțat. Spune întrebare, domnului Trăileanu, că ați anticipat răspunsul, dar eu vreau totuși mai concret. Adică ați spus că oamenii migrează, dar autoritățile locale au ceva căi de rezolvare acestei probleme? Adică ce trebuie... De a stopa migrația psihotare? Nu migrația. De la... Domenul care vorbim, intimidarea primarilor și așa mai departe, impunere. Ce trebuie să facă autoritățile locale și inclusiv societatea? Care ar fi acțiune? Și o întrebare domnului Terguță, ca jurnalist.
Știți că de la 1 ianuarie trebuie să întrerupă emisia prin unde. Asta nu se referă la tema de astăzi, dar dacă este posibilitate, adică vreți, răspundeți, vreți nu. Trebuie să întrerupă emisia prin unde și să treacă la emisia numai prin cablu. Și iată, acum au rămas emisii numai televiziunii lui Plohotniuc. Prime, TV2, Canal 2, Canal 3, și N4, nu știu cu aparține. Adică iarăși este un șeretlic de a manipula societatea în partea unde le trebuiește guvernării. Bine, dacă îmi permiteți, da. Să înțelegi că este soluție, este o soluție foarte grea. În primul rând, fim organizați toți primarii și noi avem organizația Asociația Localităților Calmă, care acolo sunt membri din toate partidele și inclusiv din Partidul Democrat. Oamenii sunt care conștient, care intuitiv că este o salvare, că este o instituție foarte necesară. Al doilea lucru este promovarea moralității, lucru cu cetățenii, trezirea lor, dar asta ține de toată intelectualitatea noastră, de elita politică, elita în devenire politică, care eu sper că sunt factori care ar impulsiona apariția acestei elite. Este necesară moralitatea, se simte peste tot. Eu am mare speranță că tot mai mulți oameni vor avea curajul să spună direct ceea ce se întâmplă, să implice în politică nu numai din cauza că li se promite o funcție, că așa s-a făcut politica tradițională, sau niște beneficii vor fi pus într-un loc unde pot obține niște beneficii materiale, vor veni politicieni care vor să facă carieră politică, care vor să servească poporul lor. Și mai spun că mai este o soluție în viziunea mea. Partidul, am înțeles că nu este de acord cu poziția mea, Unirea cu România. Iată, eu văd așa o soluție, alta nu văd. Personal, vă spun sincer, domnul Cibotaru mi-a făcut odată observație că n-ar fi cazul să fiu atât de activ în promovarea unionismului, dar în situația amorală în care a nimerit țara noastră, ori unirea imediat cu Uniunea Europeană ca să cădem sub niște instrumente europene care ne-ar ajuta să facem ordine, dar unirea imediată, cea mai scurt cale este unirea cu România. Eu, fiind delegat la Congresul Puterilor Locale la Strasburg, am pus întrebarea, am auzit și de la alți delegați, problema cu instituirea unui tribunal internațional pentru corupție, pentru lupta corupției, cum sunt tribunale pentru drepturile omului, sunt mai multe tribunale. Insist și tot timpul am să insist că acolo se vorbește numai ședințele plenare, sunt pe fracțiuni, pe comitete și eu tot timpul vorbesc și în culise se discută foarte mult. Cred că avem nevoie și de așa un tribunal, pentru că Republica Moldova este o corupție, sunt niște structuri formate care cred că e foarte complicat pe cale democratică, cu forțele interne de a fi readusă la normativ, la normal. E foarte complicat. Dacă se face un asemenea tribunal, sperăm să înceapă cu Moldova. Să sperăm. Dar chiar a fost ascultat 2 ani în urmă un raport foarte interesant privind corupția și chiar raportorul în explicații a atins că chiar, vă spun, vroiam să iau cuvântul atunci la prima ședință unde s-a abordat acest. Și chiar el a spus că da, posibil că e necesar de creat un tribunal internațional. Crima, corupția a trecut hotarele, a trecut peste hotare, e foarte complicat un stat să o prindă în teritoriul administrat de el și atunci sunt așa situații. Dar, nu știu, Uniunea Europeană, dacă vedeți, tot este într-un proces de căutare a soluțiilor, de reformări, are probleme. Eu privesc foarte pozitiv la Uniunea Europeană și spre deosebire de unii, mai citesc, urmăresc ce se spune despre Uniunea Europeană, cred că are perspective, are viitor și cred că va servi un model pentru întreaga planetă. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Leanu că a făcut această remarcă și, într-adevăr, noi discutăm inclusiv și în partid, nu putem să fim în afara acestor probleme pe care le-a enunțat și domnul Raileanu și vreau să vă spun că
e problema unirii sau reunirii Republicii Moldova cu România este atât de mare, atât de importantă, atât de profundă, că ea nu poate fi lăsată în mâinile unor profitori care au promis pe parcursul acestor ani niște efecte imediate și care au discreditat lumea și au făcut mai mare rău acele mișcări de renaștere naționale și inclusiv și unionismului decât cei mai fervescenți. Deci, încă o dată spun, există mai mulți profitori, mai mulți doritori de a profita de moment, inclusiv și de ceea ce le numim lucruri sfinte și sacre. Ceea ce a spus domnul Railean este o bună expresie a modului democratic pe care le abordăm orice problemă, inclusiv și problemele care, de fapt, țin de dăinuirea noastră, țin de existența noastră, dacă doriți. Eu un singur lucru vreau să adaug la această temă și după să trecem la întrebarea dumneavoastră. Vreau să fiți conștienți și atenți la faptul că prima localitate care a votat această declarație de unire a fost o localitate cu primar Marcel Snegur. Iar primul oraș care a votat declarația respectivă a fost un oraș cu primar telebenist. Astfel că această problemă nu este străină Partidul Liberal Democrat din Moldova. La întrebarea dumneavoastră, eu nu vreau să intru în istoricul problemei, vreau să vă spun doar că Partidul Democrat nu se limitează doar la atât. Consiliul Raional din Sporin angajează acum pentru o firmă privată și veți vedea pe site-ul respectivei instituții reporteri și în general personal pentru un post de radio și televiziune pe care îl deschide Partidul Democrat în mod urgent. Vor exista două colegii foarte importante sau complicate în viitoarele alegeri din Republica Moldova. Asta este colegiul sau circunscripția uninominală Orhei și circunscripția uninominală Nisporin, acolo unde doi oameni se vor bate cu bani foarte mari pentru aceste colegii. Iar ceea ce ține de televiziunea digitală e o problemă care depășește strict cadrul legal, dacă vreți. Este o problemă de afaceri în primul rând, pentru că în felul acesta Partidul Democrat controlează și piața de publicitate, și piața de distribuție. Iar posturile de televiziune din Moldova, ați văzut cum au oferit și exemplu lunile trecute, prin care s-au asociat pentru a denunța o asociere de cartel din partea holdingului lui PD-ului și a Partidului Socialiștilor, prin care controlează piața de publicitate. Nu vreau să stărui asupra, mai mult asupra acestei probleme. S-ar putea ca noi, atunci când vom trece la digital, țările care au trecut deja la acest sistem, să caute altă soluție. S-ar putea ca noi, iarăși, să fim foarte mult în urma carului. S-au făcut niște investiții din partea radiocomunicații, s-au fost făcute investiții foarte mari, este vorba de 50 de milioane de lei, poate chiar și mai mult, dar pe care această instituție nu-i poate recupera. Și în primul rând s-a adus prejudiciu bugetului statului. Nu știu care a fost raționamentul cheltuirii acestor bani. Dar s-ar putea să ne pomenim, și revin la ceea ce spuneam, că atunci când vom trece la digital să nu mai fie nevoie, pentru că nu mai va trece deja la altceva. Mulțumesc. Alte întrebări? Dacă aș vrea și eu să mă refer la televiziunea digitală, la în lumea cum se nasc alte tehnologii, sunt alți politici, ca toată planeta să fie acoperită, nu inițial Uniunea Europeană, cu un internet gratuit. China are și un proiect foarte ambițios privind internetul gratuit care să acopere tot teritoriul, dar să fie izolat de altă lume. Și rusii ceva discut în acest context. Dacă îmi permiteți, nu știu, puțin deviem de la temă, dar cred că totuși în context. Eu întâlnesc mulți cetățeni care cred că și Plahotniuc o să ne ducă spre Uniunea, spre România. Eu nu cred, sincer. Și nici nu cred că nici în Uniunea Europeană o să ne ducă. De ce? Eu am mai comparat barca lui Plahotniuc ca o barcă spartă care nu o să ne ducă nici la un mal, nici la altul. O să ne ducă spre upiere inevitabilă. Adică o depopulare a țării, o catastrofă națională, iată, între acest teritoriu. Nu au interes. O să mimeze când o să ne apropiem spre Uniunea Europeană, o să-i forțeze pe
separatiști, pe găgăuzi, pe alolinți, când o să meargă, de pe, presupunem că înving alte forțe, o să vizeze pe, pe altcineva. Așa, o să, așa soartă o să avem. Deja avem 27 de ani de când îmblăm ca Moise, cum a dus evreii prin pustiu, și avem posibilitatea să mai mergem încă foarte mult, numai din faptul că cineva vrea să beneficieze de bunuri materiale. Eu presupun că mergem, încă o dată spun, mergem pe calea unei dictaturi, instalarea unei dictaturi, a unei persoane, ori a unui grup de persoane. Mulțumesc! Vă reamintesc că tema conferinței noastre de presă a fost situația autorităților locale din Republica Moldova. Sperăm să ne revedem curând și ca ultim enunț, Partidul Democrat are ca obiectiv ca în luna august să controleze toate autoritățile locale din Republica Moldova. Va trebui să ne opunem din toate puterile ca acest lucru să nu se întâmple. Vă mulțumim! La revedere!